Teatru radiofonic. În această după-amiază din vara anului 1931, familia lui Spirache Necșulescu, funcționar vechi la prefectură, e ca de obicei acasă în plenul său. Spirache, retras într-un colț al sufrageriei salon, cu mobilier amestecat și uzat, își citește ziarul. Dacia, soția lui, dea până un scul de lână roz și Decebal, cel mai mic dintre copiii lor, îi ține. Chiriachița, soacra lui Spirache, dă o pasență. Ceva mai departe, Sarmisegetuza sau, mai pe scurt, Miza, cum îi place să-i se spună, fiica cea mare a soților Necșulescu, se leagănă într-un balansoar lustruindu-și preocupată unghiile. Traian, fiul lor cel mare, moță e la un colț de masă cu un muc de țigară lipit în colțul gurii. Doar Gena, fiica lui Spirache din prima lui căsătorie, șchioapă și talentată la pictură, pregătește mașina de spirt și ceștile de cafea. Afară e încă soare și liniște dulce de după-amiază provincială. De la grădina publică se aude muzica militară atacând coda unui vals de suiet. Sarmisegetuzo, ia pleacă-te, maică, și dă-mi valetele de jos. Mamă mare, te-am rugat de 100.000 de ori să nu mai îmi zici Sarmisegetuzo. Zi Miza, cum îmi spune toată lumea. Lasă că ți-l dau eu, mamă mare. Mersi, Genuțo, că până se deranjează Miza noastră. Trebuie să te deranjezi mai repede, prințeso, că nu ți se deteriora silueta. Auzi, colo, Miza. Miza nu e nume de om. Miza, Liza, astea-s nume de iepe, nu de fete de oameni cum se cade. Și unde mai pui că numele ei vine de la cea mai mare cetate din istoria romanilor? La Sarmisegetuza, stămândru de Cebal, ce-a înfrânt popoare multe de jos și de pe cal. Ba să mă ierți, dumneata, numele ei vine de la răposatul Tactomare, că el va boteza pe toți. Da, știu că și-a bătut joc de noi. Pe ea, Sarmisegetuza, pe fratii meu de Cebal, pe mine, Traian, pe mama Dacia. Dacă mai aveam un frate, l-ar fi botezat Turnul Roșu, că alt nume propriu nu mai există din timpul luptelor cu dacii. Parcă am fi familie de împărat roman, nu de funcționar la prefectură. Ehe, Tactomare a fost institutor, băiete, nu-n terchea berchea ca voi, de vă botezați copiii Neacșu, Niță, Costache și etc. Nome de-astea oareșcare. Auzi, colo, Miza, Miza se pune la cărți. Adică nu se pune, cum ai dumneata obicei. Ma! Ce dai, mamă? Ce dai, Ene? Ce-am zis? Mai mult de depănat, mamă, că vreau să-l trimit pe puștiu să-mi ia niște țigări. Da ce? Sunt sluga ta? Du-te și se-i... Ma, 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 cu te fac de uli până diseară? Uite, mamă, Traian iar vrea să mă bată. Lasă-l în pace, Traiane, tu ești mai mare. Dar nu vezi, tata, ce obraznic e? Ah, doamne, de ce nu m-a botezat tata mare pe mine, Atila? Că-i arătam eu lui. Lasă că... Băi, copiați, împărați-vă, ce Dumnezeu! Stai, că-ți dau eu Atila! Na, Atila! Aaaa! Ce dai, mami? Mai că mare! Doamne, ia vezi, frate, cu el! Ia nu-i mai doamnea ta de colo apărarea! Mai bine ai cumpăra o bicicletă, că i-ai făgăduit că ei dacă trece clasa! Mai întâi a rămas repetent! Al doilea, cu ce să iau? Leafa de-abia ne ajunge să ne ținem zilele! Da? Dacă știai că n-ai cu ce o să-ți ții casa, nu trebuia să te însori a doua oară și să faci 9 copii. Afară de Gena, pe care în căsătoria din tâi te-ai și năpustit să o faci imediat. Auzi, dumneata, 10 copii, ca iepuroaicele. Mai mare rușină, zău. Dacă așa a vrut Dumnezeu. Ei, a vrut Dumnezeu. Dumnezeu zice să faci copii, dar nu spune câți. Asta rămâne la filotimia omului. Noroc, doamne, iartă-mă că din 10 nu-ți mai trăiesc decât ăștia 4. Alminter, nu știu ce te făceai. Deschideam pension particular. Face omul ce poate, după împrejurări. De dimineața până seara nu muncesc decât pentru ei. Muncești, muncești, dar muncești încet. Dar ai rămas la coadă. Pe ceilalți îi avansează prefectul. Eu avansez singur. Fă și tu politică. Mai bine scrie-te la Averescan, că s-aude că or să vie la putere.
Nu e în firea mea să fac politică. Prea aș face dreptate multă dacă aș fi la putere. Așa că n-am nicio nădejde la nimeni. Ți-am spus eu? Singura nădejde e tot la frate Tutache. Dacă nu cumva o avea și ăla de gând să trăiască 100 de ani. Pe cum a pornit-o, cred că trece 100. Acum, cât are exact Spirache? Păi dacă eu am 50 și ceva și el e mai mare cu 20 și ceva decât mine. Așa, cât? Înseamnă că are exact 70 și ceva de ani în cap. Cam pe aici. Da, și milioane tot cam pe atâtea. Se vede că de când eram fașe strângeam fiecare an câte unul. Chiar atâtea cred că n-are, dar pe jumătate poate și mai bine, să nu exagerez, o să ne rămâie. Ah, când mă gândesc că o să moștenim într-o zi atâta avere, îmi vine amețeală. Ne, numai să vă lase vouă. Păi n-are cui să o lase. Singurul lui moștenitor sunt eu, ca fratea lui și de tată și de mamă. Numai să nu facă testament în favoarea altuia. N-are cui să-i facă, fiți liniștiți. Nu o să ne rămâie. Adică, vouă, că eu, ori cu bani, ori fără bani, tot gazeta aia o să o citesc. Te-ai interesat la tribunal, dacă nu cumva... Nu. Până acum 3 zile, când a plecat la Ierusalim, mi-a spus el cu gura lui că n-a făcut niciun testament. Azi noapte trebuie să se fi îmbarcat la Constanța pentru Constantinopole. Da, ce gust fisticiu să se ducă la Ierusalim. Vrea să se facă hagiu. Era o veche dorință a lui. Mai bine vă dădea vouă banii ăștia pe care o să-i cheltuiască de pomană. Dar poate tot rău spre bine. O avea Dumnezeu milă și de voi. Și l-o lua vreun curent pe vapor. Marea Ade e umedă, că e de apă și trage din toate părțile, că e deschisă vraiște. Ți-ai găsit cum natul Tache să răcească. Se ferește de răceală, de ești enervant, parol. De ce cubești, mamă? Parcă numai de răceală e vorba. Pe vapor se pot întâmpla multe. Ce cântec e asta, Traiane, că parcă-l știu și eu. Titanic Vals. Pe o mare gentilă, pe-un blestemat ocean, se vede la o milă un pachebot, tin-tan-tan-tan-tan. Capitanul Roberto și cu matrosii sare, că vede în nepătare cum vine uie, țar. Valsul ăsta e de pe vremea când s-a ciocnit Titanicul cu ghețarii și s-a scufundat în ocean. Ăla, zic și eu, naufragiu. Splendidă catastrofă. Ia deschide, Traiane, nițel fereastra, să-l auzim mai bine. Da. Ascultă, maică, pe Marea Neagră sunt ghețari? De ce mă întreb, mamă mare? Mă gândesc și eu ca omul cu prevedere. M-am uitat la toate barometrele din oraș. Și la de la gimnaziu, și la de la farmacie, și la de la grădina publică. Toate arată furtună, vânturi mari dinspre sud. Crivățul, ăsta e el care bate totdeauna dinspre sud. Doamne ferește. De timp frumos. Cred că e timpul să mă duc și eu. La unde o porniși? Mă duc puțin până la prefectură. Am uitat să-mi cui ceva în birou. La revedere. Se duce să citească ziarul în grădina publică. Parcă nu-l știu eu. Ia ascultă, Spirache! Dar cum dracu-ți mai vine să umbli cu pleașca aia de pălărie în cap? De 3 luni de zile-i smus să-și ia o pălărie nouă. Și nu vrea. Cap gros. Zău, tata, ai putea să-ți iei o pălărie ca lumea. Păi o pălărie nouă costă 200-300 de lei. Lasă-te de tutun și fă economie. Traiane, dă-mi un chibri să-mi aprind țigarea mea. Dacă vă e rușine cu mine, o să umblu cu capul gol, că tot e cald afară. Ai și mutră să faci pe englezul. Dă-mi pălăria să-ți o scutur puțin, tată. Lasă, tată, lasă, că nu mă alege nimeni. La revedere. La revedere. La revedere. Bine că s-a dus. Că ne ținea de vorbă pe toți și mie îmi crapă inima de treabă. Mi-a ieșit. Ei, ce, mamă? Bucurați-vă că mi-a ieșit pasentul. Despre ce ai dat, mamă? Despre cumnatul Tutache, în legătură cu drumul lui de apă. Ne așteaptă o veste pe drum de seară, cu dar de bani în casă și bucurie mare de la drumul ăsta.
Ce cu taiche nu-i dea bună? Când o mor eu în chiutache, eu îmi cumpăr din moștenirea mea o bicicletă cu frână pe patru roți. Și eu mă las de fotbal și mă apuc de ceva mai serios, de curse de cai. Voi glumiți, dar eu mă gândesc serios. Ce o să ne facem când ne-am pomeni așa deodată cu atâția bani? Ce, ar fi de vise rele să ne mutăm la București? Sigur, ca să nu vă cunoască nimeni. Interesul e să rămâneți aici ca să crape tot târgul de necaz. Să-i stropiți pe toți din mașină. Nu știu ce am, nu mi-e bine. Ce ai, mamă, ce ai? Te-ai îngălbenit? Nimic, mi-a venit puțin amețeală. De câtva timp ai mereu amețel de astea. De ce nu te arăți tu la un doctor? Nu o să mă arăt, o să-mi treac. Deocamdată trebuie să ies puțin în oraș să iau aer. Are miza ceva de la un timp încoace, e nervoasă, distrată. Parcă ne ascunde ceva. Astăzi mai ales, ai văzut-o în ce hal era? Toată ziua a trăsnit și a bufnit și tot timpul numai cu ochii pe ceasul de la mână. Pui prin soare pe armăsarii mei care are un randevu. Și cam bănuiesc eu cu cine? Cu monoclatul ăla de Gigi. Nu-i adevărat. Se duce la ceai la Angela Stroiescu. Ai invitat-o de săptămâna trecută. Hai, mamă, până peste drum la Simeoneștele, să vedem ce fac. Să iau și cărțile de joc. Documentele, că poate învârtim ceva pe acolo. Simeoneștile astea sunt niște cartoforese, de mie și silă de ele. Voi stați acasă? Plec și eu. Am treabă în oraș. Atunci stai tu acasă, Genon, nu? Da, mamă. Ai grijă și de asta, micu, să-și facă lecțiile. Că de seară l-ascult. Și dacă nu știe, îl omor. La revedere. La revedere. Și dacă întârziem, pune masa. Și fă focul la bucătărie să fie tocana caldă. Da. La revedere. Am plecat și eu. De seară întârzi, să știți. Saltare! Saltare! Haide de ceva să ne facem lecțiile. Că pe urmă am treabă. Ce ai mâine? Hai să-mi iau gust, dar... Mâine am... am ora întâi cântu, ora a doua gimnastica, ora a treia caligrafia și după prânz am desenul și... Și mai ce? Și purtarea! Bine. Și poi mine ce ai? Poi mine? N-am nimic, că e duminică. Atunci să ne facem lecțiile pentru luni. Da. Cine e? Intră. Domnul Dinu, poftim. Să spună, vă deranjez? Deloc, poftiți, domnule Dinu. Am venit să-i spun mai două vorbe lui Traian și plec. Traian a plecat în oraș. Și n-a spus unde se duce. Nu, dar mai așteptați-l, că trebuie să se întoarcă imediat. Minte, a spus că vine târziu de tot. Nu, n-ai auzit tu bine. Trebuie să pice. Și tu, de ce bar, mai bine tu te să joci. Și lecțiile? Lecțiile le face mai târziu. Haide, șterge-o. Am șters-o. Ura! Ia loc, domnule Dinu. Nici doamna Necșulescu nu e acasă? Mama nu. S-a dus cu mama mare în vizită. Sunt singură acasă. Da. Nici domnișoara Miza nu e acasă. A ieșit probabil în oraș. E invitată la un ceai, la Angela Stroiescu. Nu se poate. Pe domnișoara Angela Stroiescu am întâlnit-o adineori când ne veneam încoace. Am vorbit chiar cu dânsa. Se ducea la un ceai la domnișoara Bageru. Poate n-am înțeles eu bine. Desigur. Domnișoara Gena, eu o să trebuiască să plec. Trebuie să fiu în oraș la 7 și acum e trecut de 7, așa că o să trebuiască. Nu mai așteptați pe Traian? Nu, îmi pare rău, vă rog să-i spuneți că l-am căutat și... Nu l-am găsit. Să-l rămâi nerăgenaș. La revedere, domnule Dinu, și îmi pare rău că trebuie să plec. Domnul Dinu, ce coincidență! Tocmai la dumneata mă gândeam. La mine? Da, la dumneata. Dacă ai treabă, însă nu vreau să te rețin. Vai, dar de unde? N-am nicio treabă. Veniți numai să-l văd... Pe mine? Pe Traian. Vă rog să mă scuzați. Am treabă la bucătărie. E bine că ne-a lăsat singuri. Dinule, voiam să-ți vorbesc între patru ochi, să-ți vorbesc deschis. Pentru asta am nevoie de sinceritate și de curaj. Sinceritate din partea ta și curaj din partea mea. Te rog să-mi răspunzi sincer.
De ce ai venit azi la noi? Ca să-l văd pe Traian. Numai pentru asta? Hm? A fost vorba să fii sincer. Ha, spune. Vrei să-ți spun eu? Da. Ei bine, ai venit ca să mă vezi pe mine. Așa cum caut să mă vezi în fiecare zi, de un an de când am impresia că nu-ți sunt indiferentă. Și că ai pentru mine un sentiment de... de... de dragoste, Dudoianiza, e adevărat, te iubesc. De un an și jumătate sufletul meu e prins în mrejele iubirii. Știu, știu tot, Dinule. Și înțeleg că tot ce faci de un an încoace este numai în legătură cu mine și numai pentru mine. Și tocmai pentru asta nu înțeleg de ce nu mi-ai spus niciodată nimic. Pentru că n-am îndrăznit. În viață trebuie să îndrăznești. Tu ești un om în toată firea și nici eu nu mai sunt copil. Ești o zână. Da, Dinule, dar sunt o zână care împlinește 20 de ani și care n-are poftă să rămână zână nemăritată. Pentru că făt frumos al ei e timid și nu îndrăznește să-i ceară mâna. Cum? Cum adică dumneata consimți? Doamne, Dudoianiza, niciodată n-aș fi crezut asemenea fericire. N-ai crezut, n-ai crezut? Astă seară, chiar pe la orele 9, te prezinți îmbrăcat frumos în fața părinților mei ca să-mi cer mâna oficial. Eu ți-o acord de pe acum. Dudoianiza, 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 mulțumesc. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Ai putea să mă tutuiești. Nu. Și acum, scumpul meu logodnic, du-te la barbier ca să te faci gingea pentru de seară. Eu o să mă odihnesc puțin, că de am și eu emoții. Nu e ușor pentru o femeie să vorbească ea din tâi. Dacă n-ai fi vorbit, cine știe, poate că dragostea mea ar fi rămas o taină pentru totdeauna. Hai, acum sărută-mă și pleacă. Pe seară, pe seară. Ah, mutulică, mai doamne. Dacă ai treabă aici, poți să vii, Gena. Dar știi că nu sărută rău deloc blegul ăsta de Dinu. Foc sub cenușă, nenorocitul. Poate vrei să spui fericitul? Nenorocitul, că îl iau de bărbat. Cum? Astă seară vine și îmi cere în mod oficial mâna. Cum? Adevărat? Mm-hmm. Vrei să te măriți cu Dinu? Sunt silită. Cine te poate sili să te măriți cu un om pe care nu-l iubești și pe care până azi nici nu-l puteai suferi? Cine? Soarta. Trebuie să mă mărit. Și încă repede de tot. Până nu e prea târziu. Acum ai înțeles? Cum? Tu ai putut să faci una ca asta? Dacă-l iubeam. Și nenorocirea s-a întâmplat de mult? Cu oarecare aproximație, sper că peste vreo 6 luni să vă tratez cu un nepot. Ha, ce fericire o să fie în familie! Acum înțeleg de ce te simțeai rău, amețelile. Și el, omul acela, tatăl copilului, știe, i-ai spus? Te cred. Și? Și-a cerut mutarea din garnizoană. E ofițer? Mai rău, e locotenent. Adineaure am fost la el ca să găsim o soluție, să decidem într-un fel. Și în locul lui am găsit o scrisoare. Azi dimineața a plecat. Nu mai era acasă decât ordonanța cu calul și bagajele. De ce nu te-ai dus la colonelul lui? Să-l oblige să se căsătorească cu tine. Cine să-l oblige? Colonelul? E Tatsu. Cum? Gigi? Gigi. E drăguț, nu? Tu glumești și eu tremur toată. În locul tău m-aș omor. Am găsit o pedeapsă mult mai grea. M-am mărit cu Dinu. Cu Dinu nu se poate. Ce? Nu-l iubești. Nu fi proastă. Tu nu pricepi că mie îmi trebuie un bărbat care să mă iubească el pe mine și nu pe care să-l iubesc eu. Și singurul la îndemână e Dinu. El care mă iubește atât de mult, cu siguranță că va trece peste mici amănunte de detaliu. Și copilul? Va fi al lui. Cum, fără să știe că nu e? Ce? Și nu s-au mai văzut copii născuți în 7 luni având totuși 9? Misa, dar nu se poate. N-ai să faci una ca asta. Tu ești o fată bună, dar nu e drept să te răzbun pe Dinu. Nu țin să fiu decât o zi nevasta lui. Și dacă eu am să mă duc să-i spun? Cum? Să-l previn. Dar ce ai tu cu Dinu? Îl aperi de parcă ai fi soară cu el, nu cu mine. Da, îl apăr. Și o să-l apăr până la ultimul pic de putere. Tu nu înțelegi că-l iubesc. Asta. Că
că-l iubesc ca o disperată de un an și jumătate de când l-am cunoscut. Tu te gândești numai la tine. Dar eu? Eu ce să fac cu copilul? Fată mare și cu copil mic, asta vrei să ajung? Nu. O să-l iau eu. Da, tu? Da, o să plecăm undeva la țară, fără să ne știe nimeni. Vom sta acolo până se naște copilul și atunci îl declar la primărie ca fiind copilul meu. Martori mincinoși se găsesc oricând. Așa că voi rămâne eu, mama lui. Tu te vei întoarce acasă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și jur că nimeni nu va afla niciodată taina care ne leagă. Lumea va ști că eu am un copil, iar tu îți vei reface tinerețea și viața, fără să o mai distrugi pe cea lui Dinu. Pentru o infirmă ca mine viața nu contează. Voi închina copilului tău. Cu banii o să scoatem la capăt. Eu am ceva economii și poate ne mai dă și tata. Și acasă ce o să spunem? Spunem că avem nevoie de aer de munte. Și în felul ăsta vă scap pe amândoi. Pe amândoi? M-aș fi mirat să faci un sacrificiu ca ăsta numai pentru mine. Psst, uite, vine tata. Să nu scoți nicio vorbă, auzi? Bună seara! Bună seara, tată! Ah, iar nu mă simt bine. Mă duc la mine în odaie. Da, și? Ce are? E bolnavă? Nu. E numai obosită. Ah, dar ce văd? Ți-ai luat pălărie nouă. S-o port sănătos. Îți place? E foarte frumoasă. Cât ai dat pe ea? Mult. Mult și m-am și păcălit. Ei, cum te-ai păcălit? Păi m-am dus la Măgeanu, de unde cumpăr eu, de 20 de ani. Mă cunoaște că am luat 5 pălării în intervalul ăsta de la el. Mi-am făcut socoteala că o să mă servească bine. Ei, cât crezi că mi-a luat pe ea? 400 de lei. Enorm. Enorm, enorm? Ce era să fac? Am luat-o ca să scap de gura voastră. Ei, nu-i nimic. Să fii dumneata sănătos. Ei, cum nu-i nimica? Este, fiindcă 3 case mai sus la Stănciulescu am văzut una la fel, cu 300 de lei. Să-mi vină nebunie, nu alta. Te super degeaba. Acum ai luat-o, te-ai păcălit, gata. Ești bun de cinste. Am făcut și cinste, dă încolo de cinste. Dar ce crezi că am scăpat? Păi cum am trecut de Stănciulescu, amărât cum eram, hop, mă întâlnesc cu Tănăsescu de la Fis și cu Savian de la Măsuri și Greutăți. S-o port sănătos de nespirat, ce zice. Trebuie să o auzi imediat, că îi putrezește catifeaua. Ce era să fac? M-am dus cu ei la aperitive și am dat 100 de lei în cap. Nu am mâncat numai o măslină din toată afacerea asta. Dar ce mi-e mai necaz e că în loc să mă încurajeze de pălărie, mai rău m-au descurajat. Cum asta? M-au întrebat cât am dat pe ea și eu ce m-am gândit? Dacă le spun că am dat 400 la Măgeanu când se găsește cu 300 la fel la Stănciulescu, o să zică ea că sunt prost. Și atunci, ca să scap, le-am spus că am dat mai 300 de lei. Și Tănăsescu a început numai decât cu gura. Te-ai ars, nenespirate. Te-a păcălit. De la cine ai luat-o? De la Stănciulescu, zic eu. Păi vezi? Păi să mergi cu mine la Măgeanu și dacă nu iei aceeași pălărie cu 200 de lei, să nu-mi zici mie, Tănăsescu. Miza, și-a luat tata pălărie. Uite ce bine îi vine. Nu e urâtă. Cam demodată, dar în sfârșit tot are fason de pălărie. Cât ai dat pe ea? 200 de lei. Am găsit o ocazie. Al minter, nu luam fără 400. Ce ocazie? Cu banii ăștia puteai să o iei nouă. Nu face nici 100 de lei. Te-a păcălit și-a bătut joc de dumneata. De la cine ai luat-o? De la Măgeanu. Păi sigur, dacă te duci să iei de la Măgeanu, singurul pălărier bun e Stănciulescu. Uite că vine și mama. Bine că a dat Dumnezeu. Ei, așa da. Unde să scriu că te-ai hotărât să-ți iei pălărie? Și să știi că nu-ți vine chiar așa rău. Îmi pare bine că-ți place și că ești mulțumită. Cât ai dat pe ea? 100 de lei. 100 de lei, dragul. Adevărată pomană. Ei, asta e. Dar unde vezi tu că e pomană? Nu e pomană deloc? E chiar foarte scumpă. De la cine ai luat-o? De la... Stănciulescu, că el vinde mai ieftin. Stănciulescu e un speculant ordinar. Trebuia să iei de la Măgeanu. Acum pentru un pol, noi... Sigur că noi avem fabrică de bani. Treaba ta.
Să vezi ce o să zică mama când o să audă că ai dat atâția bani pe pălărie. Mama, mama. Mama, și-a luat spirache pălărie. Taci! Nu-i vine rău și nu e urâtă, să știi. E verde sau mi se pare mie? Ia prinde lumina, maică. Verde, verde. Dar cum îți vine om bătrân cu o casă de copii să umbli cu pălărie verde în cap? Asta e pălărie de crani. Și cât ai dat pe ea? Gratis, mamă, soacră, gratis. Mi-a dat-o suprefectul de la fratele lui avocatul care a murit săptămâna trecută. Da, e nouă de tot. Defunctul nici n-a avut vreme să o poarte, că a murit prin surprindere. Puuu, bată-te Dumnezeu, Doamne, iartă-mă că așa-mi vine să-ți zic. Trebuie să fii tu care să-ți închipui că eu o să-ți permis să porți pălăriile morților. Să nu te prind cu Ianca, că te dă afară din casă. Auzi, veste bună! S-a necat un chiutarchi! Uitați-vă în ziar! Catastrofa de pe Marea Neagră! Uite, vorbești prostii, măi băiete! Citește aici, tată, ediție specială! Citește! Vaporul Tracia plecat ieri din portul Constanța în cursă regulată pentru Constantinopole, fiind surprins de o groaznică furtună, a naufragiat azi noapte la orele 2:40 la 10 mile distanță de intrarea în Bosfor. 39 de pasageri, al căror numele dăm mai jos, și-au găsit moartea în valuri. Cum s-a întâmplat în orice? Lasă acum ziarele, le citim noi pe urmă să vedem principalul pe lista morților. Uitați-vă, uitați-vă aici, e al 10-lea trecut. Uite-l pe ăla, uite. Tache Genexulescu. Un chiutache în persoană. Tache Genexulescu. Dumnezeu să-l ierte, săracul. Să-i fie țărâna ușoară. Care țărână? Să-i fie apa ușoară. Cărțile mele nu mint niciodată. Mama. Dumnezeu să-l ierte. Hai, Spirache, dragă. Liniștește-te. Liniștește-te. S-a întâmplat? S-a întâmplat. Ce putem face noi? Era oricum un bătrân. Parcă noi n-o să murim. Gena, acum avem bani destui să plecăm în străinătate. Norocul tău să vezi și tu Parisul datorită mie. Titanic Vals. Traiane? Da, mama. Închide fereastra, maică, da. Să nu-l mai aud. Nu știu de ce, dar acum mi se pare că sună altfel decât adineauri. Fiindcă acum e un mort printre noi. Mă duc pe la prefectură. Poate mai aflu ceva vești. Hai, tată, că merg și eu cu dumneata. Până ne întoarcem, tocmai o să fie și masa pusă. E, cine știe? Dacă ar fi știut să nuate, poate scăpa? Ce tu vorbești? Păi ce-l ține apa deasupra? 100 de oca greutate. Păi uite, o pietricică n-are decât 100 de grame și tot s-a duce la fund. Da, mi-te ditai omul. Și nu știu dacă avea ceva de doliu până mâine. Pentru cumnat se pune doliu mare, mama, nu? Depinde de cumnat. Dar pentru taiche să pui, maică, doliu mare, maică, că merită. Da. Haide să căutăm pe la mine prin cufere, trebuie să găsim noi ceva. Câți am îngropat eu până acum, dric să fi fost și nu îngropam mai mult. Hai, maică, a venit eu cu un buchet de flori de pe atâta mână. Spune că nu suntem acasă. Nu se face să-l las să plece așa. Treci dincolo și vorbesc eu. E bine, da, fă-t un așa fel să nu mai dea ochii cu mine. Bună seara, domnule Gena. Mi se pare că am venit prea devreme. Da, tocmai vroiam să-ți trimitem vorbă. Miza vroia să te roage să nu mai vii astă seară. Cum? Ni s-a întâmplat o nenorocire. Ce? N-ai auzit prin oraș? Nu. S-a necat unghiul Tache, fratele tatei care plecase zilele trecute spre Ierusalim. Cum se poate? Se știe sigur? Da. Nu te neliniști. Nu e vorba decât de o amânare. N-aș putea să schimb numai două vorbe cu Duduia Miza. Îți închipui că dacă ar fi putut, ți-ar fi ieșit ea înainte. Nu m-ar fi trimis pe mine. Da, e într-un hal de nervi, plânsă, amărâtă.
Așa că pentru un timp lucrurile rămân așa. Înțelegi? Fiind în doliu, logodna va fi amânată. Nunta tot așa. Nu fi trist, domnule Dinu. Nu e vorba decât de o simplă amânare. Atunci o să vă rog să-i transmiteți buchetul ăsta din partea mea. Fii fără grijă, domnule Dinu. Când s-o liniști, o să-i dau. La revedere, tutu' Eugen. Și condoleanțele mele. Și astfel, datorită moștenirii de la unchiul tache, familia Spirache Necșulescu s-a îmbogățit peste noapte. A trecut un an de atunci. Între timp s-au mutat cu toții într-un apartament luxos. Traian și-a realizat visul devenind proprietarul lui Titanic, un cal de curse pur sânge. Decebal și-a cumpărat bicicletă cu frână pe patru roți, iar Chiriachița aparat de radio ca să poată asculta duminica slujba religioasă de la București, fără să mai fie nevoie să se deplaseze la biserică. Într-un cuvânt, cu toții s-au pornit să trăiască pe picior mare. Odată cu moștenirea, Miza și-a putut permite să plece împreună cu Gena la Paris, unde a născut un băiat pe care, după cum le-a fost înțelegerea, Gena l-a luat asupra ei. Din această cauză, la reîntoarcerea lor în țară, Dacia, mama ei vitregă, n-a mai primit-o în casă. Cu toate acestea, în familia lui Spirache, bogăția a creat alte neliniști și a iscat noi ambiții. Dacia și Coana Chiriachița vor cu tot din adinsul să se mute la București, dar întâmpină rezistență din partea lui Spirache. Deocamdată însă s-au gândit să aranjeze ca Spirache să fie ales deputat în alegerile ce urmează să aibă loc. Odată ales deputat, Spirache fiind obligat să se mute în capitală. Valetele, dama, asu, asu. Oh, mai isprăvește, mamă, cu pasențele. Nu vezi că de-abia mai răsuflu de treburi? A, dacă ai ști tu de ce dau. E, de ce dai, mamă? Dau să vedem dacă se alege Spirache deputat. Prea te grăbești, dumneata. Deocamdată nici nu e pus pe listă. Acum, la 10, la clubul partidului, se întrunește comitetul care fixează candidaturile. Cred că Nercea o să izbutească să-l pună și pe Spirache al patrulea pe listă. Așa l-am pomenit, tot pe la coadă. Cu cât ai înțeles cu Nercea aseară când ai fost la el? Cu 300 de mii, plus cheltuielile de propagandă. Zici 500 de mii cu totul. 500 de mii să fie, numai să-l văd odată deputat. Că numai așa îl pot convinge să ne mutăm la București. Să ieșim din târgul ăsta de provincie, unde nici n-ai ce face cu bani. Dar dacă îl pune pe listă și tot nu se alege, ce te faci? Imposibil. Guvernul ia 4 locuri, sigur. Dacă mi iese mie pasența, ia. Dacă nu, poate să se dea guvernul și peste cap. Să fure și urnele, să bată și lumea. A, degeaba. Ies, ai lanți. Ia numai copii și dumneata, mamă. Așa te-am pomenit, tot cu rău înainte. Zău, parcă ai fi mama lui Spirache, nu mama mea. Oh, până vine Nercea cu răspunsul, simt că nebunesc, n-am astâmpă, nu pot să fac nimic și am niște nervi. Bună dimineața! Hai, bună dimineața! E, dar ce aveți iară? Dumneata parcă stai pe juratic și mama mare parcă e pusă la gheață. Băi, tu ce grijă ai? Să-ți plimbi cățelul cu automobilul. E. Chiar, toată ziua o vezi că-și scoate la aer javrele. Păcat de benzină. Ah, de ce-o fi întârzind atâta nervi? Așa e, că asta trebuie să ne aducă rezultatul. Da. Trebuie să fie discuția prinsă la club. De ce crezi, tata o să aibă pe cineva contra lui? E, asta e, dar cum să n-aibă? De-abia a intrat în politică și gata, se și înfige la deputăție. Firește că alții care sunt mai vechi în partid au și ei pretenții, da, nu? Dar ce-a făcut tata singur pentru oraș și județ într-un an de zile? N-a făcut partidul de când există. Școli, spital, biserici reparate, donații, ajutoare. Mi-a mâncat cel puțin câteva milioane din zestre. Păi de-aia l-am lăsat, dragă, să-și facă popularitate, să ajungă și el cineva. Ah, să-l văd eu deputat,
că pe urmă ne scoatem noi pagubă. Greu, greu să-l convingi pe bărbatul să facă afaceri. Parcă-l pune cineva să le facă el afacerile, ori să le facă alții. El n-are decât să închidă ochii și să întindă mâna ca orbi. Cum vine vorba, parlamentul ăsta e un fel de vatra luminoasă. Ar fi dacă n-ar fi opoziția. De ce, soră? Fiindcă opoziția are mai mulți oi decât trebuie. Asta-i partea proastă, mamă. Cum orbesc că-i devin la putere, le mai iese câte o pereche de ochi, ălor de trec în opoziție. Mm-hmm, da, am înțeles. De-aia rămân chiori ai de nu fac politică. Salut! Salut! Ia uitați-vă la Traian, cu haine de călărie și cravașe de jocheu prin oraș. Îmbracă-te și tu ca omul, că mi-e și rușine. Ce s-aude prin târg, Traiane? Ai aflat ceva interesant? Oh, yes! Am aflat ceva pe care când o să vi-l spui, o să cădeți jos. I-a pus candidatura lui Tahtu. Nein, am aflat unde e Jenna. Da, parol d'oner, parol. Adineaur, când mă întorceam de la antrenament cu Titanic, am aflat unde e Jenna. Îți interzic să vorbești despre Jenna. Numele acestei creaturi n-are voie să-l rostească nimeni în casa asta. E oricât, mamă, e și ea rudă cu noi. Fata lui bărbatul meu nu e niciun fel de rudă cu mine și cu copiii mei. Mamă. Ipocrita aia, care a îndrăznit să facă copii fără știrea noastră. Fără știrea noastră. Întâi că n-a făcut copii, ci un copil, unul singur. Și al doilea nu era să-și ceară voie să-l facă, pentru că tu nu i-ai fi dat. Capitolul ăsta l-am încheiat odată pentru totdeauna. Creatura asta e moartă pentru mine. Moartă. Rușinea pe care ne-a făcut-o tocmai când ajunsesem să avem și noi un rang în societate, nu am să-i o iert niciodată. A fost o ticăloasă care ne-a înșelat pe toți. Cine ar fi crezut că tocmai șchioapa familiei să fie mai iute de picior decât toți? Mamă, te rog, nu e frumos să vorbești așa? Mizo, tu nu interveni să-i ții parte. Pe tine te-am năpăstuit întotdeauna din cauza ei. Tu poate aveai mai multe drepturi să faci ceea ce a făcut ea. Că erai mai mică, mai fără experiență. Și cu toate astea ai știut să rămâi o fată cinstită. Mă învier cum nu ți-a fost silă. Să te sacrifici, să stai 8 luni de zile cu ea la Paris, ca să o îngrijești ca o martiră. Noroc că a fost să se întâmple nenorocirea odată cu moartea lui Tache, ca să avem bani să poată pleca în străinătate. Alminteri ar fi trebuit să o ținem în casă cu noi, dragă, să naștem cu toate la un loc, să ne știe tot orașul. Și ce crezi, că acum n-a aflat toată lumea că a fugit de acasă fiindcă are un copil? De unde era să afle? Se află, domnule, se află. Mă rog, de unde era să afle? În primul rând de la noi. Ce, crezi că există ceva mai afurisit decât gura lumii? Eu mă duc în odaie la mine, că a început să mă doară capul de discuțiile astea ale voastre. Credeți că o doare cap? Pleacă să nu ne mai audă vorbind. N-ați văzut că deși am interzis să se vorbească despre Jenna în casă, în fiecare zi când se deschide discuția, ea pleacă în odaia ei. Face fițe, la 21 de ani nu mai merge, mă. Ba, eu înțeleg, mitica mami. E jenant pentru ea să tot audă vorbindu-se despre copii din flori. Ia lăsați prostiile încolo și spune mai că ce ai auzit de Jenna, unde e? La Târgoviște. Acolo s-a stabilit, la Târgoviște. La doi pași de noi, ca să ne sfide. Deze, ce crezi? Ca să auzi mai bine cum e o răcă, e bastardul. Cine ți-a spus? A văzut-o cineva de la noi din oraș. A recunoscut-o, s-a luat după ea și a văzut unde stă. Netremnica. La Târgoviște s-a găsit să stea în ochii lumii, în loc să se ascundă în fundul pământului ca să nu o vadă nimeni. Dacă s-o alege Spirache deputat, pui să o expulzeze. Foarte Domnița, bine. A venit domnul... Domnul acela care v-am spus că m-a ciupit atunci când a fost la dumneavoastră. Nerci, în sfârșit! Poftește-l imediat! Lăsați-mă singură, vă rog! Să știi că ți-aduce veste bună. Da? Mi-ai și pasența, mai. Bravo. Hai, Traiane, da, hai să te fac un tabinet pe un pol pe terasă. Nu joc pe bani, mama mare. Te joc pe un sac de ovăz pentru Titanic. Carul meu nu trăiește decât din cărți, de-aia o să ajungă un asma. Ovăz? Mai că eu să-ți dau ovăz. Scumpă doamne, succes pe toată linia. Domnule Rădulescu, nu știu cum să-ți mulțumesc. Luați loc să vă explic. Te rog. Mie îmi permiteți să rămân în picioare. Nu pot vorbi niciodată de politică stând jos.
Politica scumpă, doamnă, e o meserie care se practică numai în picioare. Vin de la club și sunt în măsură să vă anunț că bărbatul dumneavoastră, distinsul nostru amic și scumpul meu prieten, Nenea Spirache, a fost pus al patrulea pe lista candidaților noștri pentru cameră. Vă rog să primiți felicitările mele. Eu ar trebui să te felicit, dumneata. E opera dumitale. E adevărat că lucrul n-a fost tocmai ușor și, fără falsă modestie, trebuie să recunosc că timp de o oră cât a durat discuția, a trebuit să dau dovadă de multă dibăcie politică. Vai, și tot timpul ăsta a trebuit să stai în picioare? Ba nu, am stat și pe scaun, însă tot în picioare, ca să-mi pot impune mai bine punctul de vedere, nu? În politică, scumpă doamnă, ca să-ți impui un punct de vedere, trebuie să fii cel puțin cu o palmă mai sus decât adversarii. De aceea, în genere, mari oratori politici vorbesc din balconul clubului și de aceea s-a inventat tribuna, care este o mobilă eminamente... Agricola! Politică, scumpă doamnă. Eminamente agricole este numai România. Dar să revenim la oile noastre, adică la Nenea Spirache. Bine zici, oaie să fi fost măsa și tot n-ar fi ieșit mai blec. Exact cum spuneam, am avut mult de luptat. De la început, cum am rostit numele lui Nenea Spirache, s-au ridicat obiecțiuni de tot felul. Desigur, în privința trecutului. Da, ceea ce nu m-a împiedicat să demonstrez că Nenea Spirache poate fi un excelent om de viitor. S-or mai fi legat și de... Da, ați ghicit de nepregătirea politică a clientului nostru. Și ce-a spus? E așa de simplu. Am spus că politica e o curtizană bătrână și vițioasă, care are permanentă nevoie de oameni virgini. Numai să nu-și fi închipuit ăia cine știe ce despre el, mai ales cum e Spirache. Lasă-mă să te las. M-ați înțeles greșit, doamnă. Era vorba de oameni virgini politicește. De energii neepuizate în căsnicii și concubinaje de partide. Mă rog, ca să-i conving, a trebuit să țin un întreg curs de ginecologie politică. Dar obiecțiunea cea mai mare de înfruntat a fost alta. S-a susținut că bărbatul dumneavoastră, pe lângă, nu este așa, calități indiscutabile, are un defect capital. Ce defect? E moale, 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 moale. Așa e. Da. Ceea lui, a lui e moale. Dar ce? Adică elasticul nu e moale? Totul e să știi să-l întinzi, ca să-l transformi în praștie, ca să azvârle piatra în capul lui Goliat. În sfârșit, ce să vă mai spun, toate obiecțiunile ridicate au fost pulberate pe rând și în cele din urmă, Comitetul Județean a aprobat în unanimitate candidatura lui Nenea Spirache. Mai ales când am anunțat că pentru sudarea legăturii între el și partid donează 500.000 de lei organizației județene. Argumentul ăsta a determinat succesul final. 500.000? Da. Parcă vorbisem că nu e nevoie să donez decât 300.000 de lei. Vedeți, cu regret a trebuit să majorez donația ca să pot să obțin unanimitatea. Fără această mică inflație riscam să pierd partida, scumpă doamnă. În sfârșit, n-are nicio importanță. Bine că s-a făcut. S-a făcut. În cazul ăsta trebuie să vă mai dau o poliță pentru încă 200.000 de lei. Plus timbrele. Politica, scumpă doamnă, are legile ei fixe, ca cele ale gravității universale. Ca să fructifici, trebuie să depui. Vă rog să fiți sigură însă că în ceea ce mă privește personal, numai convingerea că fac un bine partidului, județului și țării m-a făcut să susțin cu atâta căldură cauza lui Nenea Spirache. Despre asta sunt sigură. Nici nu mai e nevoie să-mi spui. Te rog să crezi că să rămân recunoscătoare. De această alegere depinde liniștea și fericirea unei familii întregi. Așa că, doamnă, am la mine tot ce trebuie. Și timbre și poliță. Nu rămâne decât să semnați dumneavoastră aici. Așa. Data, adresa. Așa. Și suma. Acum am învățat, meșteșug. Am semnat atâtea polițe de la moartea lui cumnată. Așa. Mulțumesc, e în regulă. Și acum vă rog să mă iertați, doamnă, că sunt silit să renunț la plăcerea de a mai sta cu dumneavoastră. Dar, după cum știți, după ședința de la care am plecat pentru a vă aduce vestea cea bună, avem o întrunire publică ca să anunțăm mulțimii numele candidaților noștri. Cred că voi ajunge tocmai la timp ca să-mi pot ține discuții. Atunci nu te mai rețin nicio clipă. Nu vreau să întârziez din cauza mea. Câteva minute de întârziere sunt necesare. Politica, scumpă doamnă, e o meserie în care când nu te
așteaptă nimeni, trebuie să te duci cu un ceas mai devreme. Da. Și când ești așteptat, cu cel puțin un minut mai târziu. La revedere, domnule Rădulescu, la revedere, la revedere! Mamă, Traian, Miza, copii, veniți, veniți repede! S-a făcut! Spirache e candidat! E sigură! Mi-a spus Nercea rezultatul. E al patrulea pe listă. În sfârșit, trăiesc cea mai fericită zi din viața mea. Mai fericită chiar decât ziua când a murit cumnatul tate. Zecele miel de cupă, sărac! Să bem șampanie! Da, da, Mario! Adă o sticlă de șampanie din cămară. Da, da, da. Și frapează-o. Da, da. La cișmea. Bine. Ah, ce fericit trebuie să fie tata mea, nu la cer. N-a visat el în viața lui să ajungă deputat. Da. Parcă era nevoie să viseze el. Am avut noi grijă să visăm pentru el. Și ne-a ajutat Dumnezeu să ne vedem visul cu ochii. Hai, stai, stai, că încă nu l-a ales. Cât mai avem până la alegeri? O lună. Oh, atunci trebuie să mergem la București din vreme să ne găsim casă. Eu am treabă, nu pot să mă mișc de aici. Intru în propagandă. Te duci tu, Traiane. Stați, 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 vine tata. Tata? Să-i facem o primire fecință. Atenție, atenție. Ta 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 ta. 1, 2, 3. Ta 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 ta. Spirache, Spirache, vino să te să... Dar ce ai, dragă? Nu ți-e bine? Emoția, soro, ce crezi că e glumă? Ce ai, tată? Ești galben. N-am nimic. Nu, Spirache, mă, ce e cu tine, mă? Ce ți s-a întâmplat? O nenorocire. Dar ce e, spune? Ce? M-au pus Mișei candidat. Asta e nenorocirea care ți s-a întâmplat? Asta. Adineaur la 11. Am fost pus candidat pe lista guvernului. Al patrulea. E, te pomenești că vrei să te pună întâiul? Nu, mamă, soacră, nu vreau să fiu nici întâiul, nici al patrulea. Nu vreau să fiu deloc, asta. Dar ce, nu ești în toate mințile? Ba da. Și noi care ne bucuram, care beam șampanii în onoarea dumitale. Ia, te rog să-i sprăvești cu fasoanele astea. În loc să sări în sus de bucurie că ți s-a făcut onoarea asta la care nici nu te-ai fi gândit vreodată în viața ta. Ți-ai luat o mutră de martir? De parcă ți s-a unecat cu o rău. Nu mă înțelegeți pe mine. De alminteri, nimeni din familia mea nu m-a înțeles niciodată. Afară de... Afară de cineva care din nenorocire trebuie să stea departe de mine. Firește, fita! Da, 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 ea m-a înțeles întotdeauna. Te poftesc să nu vorbești de netrebnicaia în fața mea și a copiilor mei într-o zi mare ca asta. Lăsați-o în pace, mamă. De ce vreți să o ponegriți în fața tatii? Știți bine că dintre noi toți Gena a fost slăbiciunea lui dintotdeauna. Lasă-o încolo. Deocamdată să te văd eu deputat. Nu primesc candidatura. Dar ce, ești nebun? Nu primesc candidatura. Ați înțeles? Ce vorbă e asta? Până acum am făcut tot ce ați vrut voi. De când a murit frate meu Tache și am început o altfel de viață, ați făcut din mine ce ați poftit. Toți v-ați făcut toate gusturile. Când cu nenorocirea Genii n-am zis nimic când ați luat hotărârea să nu mai primim în casă. Deși poate... În sufletul meu eu judecam altfel. V-am lăsat să mă băgați în toate societățile de binefacere, deși știam că sunt primit numai pentru banii pe care îi dădeam. Mi-am dat demisia de la slujbă ca să vă mulțumesc pe voi. V-am ascultat și am intrat în politică pentru ca să scap de gura voastră. M-am înscris în partidul pe care mi l-ați ales voi, deși era tocmai cel pe care îl disprețuiam mai mult. N-am protestat niciodată, nu m-am supărat niciodată. Dar acum nu mai merge, să știți, să vă intre bine în cap. Nu primesc să fiu candidat pentru nimic în lume. Nu primesc și pace. De ce nu poți, dumneavoastră, primi? De ce, omule, de ce? Care e motivul pentru care nu vrei să primești? Să mă pomenești deputat fără să am niciun merit. Nu, nu, nu se poate, nu. Eu nu primesc, nu. Și mă mir cu i-a dat prin cap ideea asta să mă pună pe mine pe listă așa dintr-o dată, fără ca eu să știu, fără să rup pe nimeni. Nu, nu,
Trebuie să fie ceva la mijloc. Sigur că este. Cele 50 de milioane pe care le-ai moștenit. Asta și e. Județul, și orașul, și lumea pe care ai ajutat-o vor astăzi să-ți arate recunoștința pentru tot ce ai făcut. De aceea te-au pus candidat. Ei, dacă mă puneau când eram slujbaș la prefectură, era cu totul altceva. Sigur, atunci ai fi primit. Și cu toate astea ai să primești. Cine mă poate obliga? Eu! 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 Noi toți! Voi? Voi toți contra mea? V-ați unit ca să-mi distrugeți și bruma de liniște care mi-a mai rămas? E bine, dacă e așa, știu ce-mi rămâne de făcut. Să nu cumva să te sinucizi? Că te omor! Ne ameninți, ne ameninți tu pe noi! Îndrăznești! Bine, să știi că atunci divorțezi imediat! Îmi iau copiii, pe mama, tot și plec în lume! Așa! N-ai decât să schimbi pe fiita și pe nepotul tu să-ți fie de urât! Haide, nu fi laș! Spune-mi barem ce ai de gând să faci ca să pot să mă apăr! Mă duc la club! He. Să spui că primesc să-mi pun candidatura. Hai, mă, tata, sigur. Și eu care stau și cred că o proastă tot ce-mi spui tu până acum. Vino să te pup. Vai, cât ești de diplomat. Cum se cunoaște că ai intrat în politică. Ei, așa îmi place să te văd. Să trăiești. Hai, du-te repede la club. Să nu creadă partidul, cine știe ce. Mai, du-te la club. Da, vă las, vă las. Da, du-te la club. Am plecat. Nu vreau să plec. Să repede la club. Vai, ce spaimă mi-a tras. Ce crezi? Câte de zurliu. Era în stare să ne facă și pe asta. Ăsta e un om primejdiu. Drag, ascultă-mă pe mine. Greu să știe cineva ce se petrece în sufletul lui. Bine că a fost cum a fost. Eu una am tras niște emoții. A venit un domn, îl caută pe Conașul. Mi-a dat o carte de vizită. Emilian Procopiu, avocat. Duceți-vă cu toții dincolo, să nu fiți de față când vine. Bine, hai. Poftește-l la vizită. Dar auzi ce era în cap. Bună dimineața, madame Mișulescu. Bună dimineața, domnule Procopiu. Ce plăcere să te văd pe la noi după atâta vreme. Credeam că ne-ai uitat de tot. Vai, se poate. Nu ne-am mai văzut de la moartea lui Bietu cumnatul. Exact când trăia el aveam ocaziunea să ne întâlnim mai des, fiindcă venea să-l vedeți în fiecare zi. Ne-a fost drag la toți și moartea lui a fost o groaznică lovitură pentru noi. Cred însă că moștenirea pe care v-a lăsat-o a putut să mai îndulcească regret. Nu, te înșeli. Chiar dacă ar fi fost sărac lipit pământului, noi tot l-am fi îngrijit și l-am fi iubit până în ultima clipă. Da, Spirache nu e acasă? Nu. Aveam să-i fac o comunicare. Ceva grav? Grav, nu. Poate într-o oarecare măsură neplăcut. De ce am venit personal? Dar ce este? Spune-mi, te rog, despre ce este vorba. Între mine și Spirache nu există secrete. Mărturisesc că-mi vine greu să vă refuz, madame Necșulescu. De ce? Te rog. Iată despre ce este vorba. Anul trecut la moartea fratelui său, în lipsă de alți moștenitori și neexistând niciun testament, Spirache a rămas legalimente moștenitorul întregii averi a defunct. Da, și? E bine, astăzi există un testament. Cum? Un testament care se află în mâinile mele și prin care defunctul tache Necșulescu lasă întreaga sa avere primului nepot care se va naște după moartea. Ori, cum în momentul de față, după informațiile mele, există un nepot al testatorului în persoana copilului fiicei soțului dumitale, Gena, domiciliată actualmente în Târgoviște, strada Ilea de Rădulescu, numărul 14, înseamnă că această avere aparține micuțului dumneavoastră nepoțel și până la majorat mamii sale, adică domnișoarei Gena, catutoare legală.
Așa sunt lucrurile. Am crezut de-a mea datorie ca înainte de a preda testamentul tribunalului pentru punerea în posesia moștenitorului legal să aduc la cunoștința lui Spirache această nouă situație, care, după cum spuneam, deși nu e gravă, e totuși destul de neplăcut. Te rog, domnule Procopiu, te implor să nu-i spui nimic lui Spirache. De ce? Dacă ții la el, la fericirea lui, nu-i spune tocmai acum o veste ca asta, când are nevoie de toată liniștea, vederea alegerilor. Dacă testamentul se află în mâinile dumitale, cred că îl mai poți păstra, ca să ne putem lua și noi măsuri. Înțelegi și dumneata că nu e puțin lucru să te găsești dintr-o dată cu toate planurile și socotelile încurcate, să te pomenești din senin, sărac lipit pământului. Bine, dar averea rămâne tot în familie, madame. Dacă ai ști, dacă ai ști ce groaznic este pentru un părinte să ajungă la mâna copiilor. Da, cum? Cum a mai ieșit și testamentul ăsta? De unde a apărut? Am găsit niște hârtii vechi pe care defunctul mi le-a lăsat în păstrare. Nici de pe lumea cealaltă nu ne lasă în pace. De-aia l-am urât și nu l-am putut suferi cât a trăit. Că prea a fost inimă pestriță față de noi. Ce ghinion, ce ghinion. Te rog, domnule Procopiu, nu citi testamentul. Poate că nu l-ai găsit. Imposibil, madame Necșulescu. Justiția trebuie să-și facă datoria. Totuși, având în vedere situația specială a cazului în care ne găsim, îți făgăduiesc că voi păstra 30 de zile secretul testamentului. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Și nici un cuvânt lui Spirache. Nu. În 30 de zile îmi aranjez eu lucrurile cum e mai bine. Suntem înțeleși? Da, domnule. La revedere, madame. La revedere. La revedere. Și liniște, liniște multă. Cum să-ți mulțumesc, domnule Procopiu? Făgăduindu-mi că în aceste 30 de zile nu vei uita că e soția celui mai cum se cade dintre cetățenii acestui oraș. La revedere, la revedere, madame. Mamă! Mamă! Veniți în coace! Ce s-a întâmplat? Sincă nebune! Dar ce e, soro? Ce s-a întâmplat, soro? Nu pot să spui. Am jurat să țiu secretul. Bine, pot spune nouă? Insistați degeaba, nu pot! Nu pot! De ce nu pot? Suntem săraci! Vai de mine, cum așa? Cum săraci? Cum săraci? De unde? Cum, de unde? Bestia de tache a făcut testament. Cum? L-a găsit hodorogul ăla de Procopiu. D-aia a fost aici să-mi spui. Și cui a lăsat averea? Primului nepot care se va naște după moartea lui. Ce? Adică copilului Gene. Copilului Gene? Mamă! Mizo, ce ai făcut? Mizo! Să-i faci mă frică! Iubesc că leșinați fața! Hai, mamă, trezește-te! Mă, mai fișa asta! Manifestația! Întrunirea de adineaură! Și Spirache care vine acasă, ce ne face? Ce ne face? Deschide ușile balconului, trebuie să ieșim să ne vadă toro! Mizo, trezește-te, mamă, că a venit manifestația! Mamă, hai să mergem! Hai, mamă, hai! Nu pot ieși în halul ăsta. Asta-i, mă duc să-mi aduc și cățelul să-l ovaționeze și pe el. Da, mamă, bune. Haide, mamă, haide, cățelul. Haide, că n-avem timp. Haide, ieși de-a ta mai înainte că e mai bătrână. Hai, nu pot. Așa, vezi. La trei, mă. La trei, ca să-i dea votul lui tată mare. Așa. Ne aflăm în ziua alegerilor. În cele 30 de zile îngăduite de avocatul Procopiu, Chiriachița și Dacia n-au stat cu mâinile în sân. Au adus-o pe Gena cu copilul de la Târgoviște, s-au pocăit că au fost nedrepte cu ea și au rugat-o să se mute în casa lor. Ba pe deasupra au mai angajat și o doică pentru ca să fie mai ușor să-și crească copilul, pe care în această clipă îl contemplă amândouă cu mutrele acre și închiondorate. Auzi, îi cântă marșul lui Nensotache. Parcă știi și flașnetarul că azi îl moștenește oficial. Ah, mamă, de-aș vedea trecută și ziua de azi.
Și Traian nu vine deloc să-mi spună cum merge votare. Dar Spirache unde? La alegeri, cine mai știe pe unde e? Îl trăscăia peste tot, pe la toate localurile de votare, ca pe moaștele Sfintei Filoftea. Urât mai ești copilul ăsta, mamă. Leid măsa care l-a făcut. Cine s-a găsit să moștenească milioanele noastre? Și măsa nici nu visează de el. De când am adus-o de la Târgoviște ca să ne dăm bine cu ea în vederea testamentului, parcă trăiește pe altă lume. Nu-i place nimic din tot ce-i dăm. Când o cauz plânge și se tot uită spre gară, parcă tot așteaptă pe cineva. O fi așteptând, ce crezi, mai că parcă l-a făcut singură. O fi având și ea pe cine să aștepte. Dinu să fie! M-am gândit și eu, dragă, dar parcă tot nu-mi vine să cred. Ăla nu era în stare când era aici la poștă să desfacă o scrisoare. Da, minte să facă un copil. Și apoi nu ți minte că anul trecut, maică, când s-a întâmplat chestia, era mor după miza noastră. Mi-e teamă ca ăsta să nu fi fost un plan subțire ca să-și facă vânt toată ziua bună ziua pe la noi. Aha. Pentru Gena. Că nu s-o mamă, prea se potrivesc bine toate. Cum am aflat noi nenorocirea și au plecat fetele la Paris ca să nască? Cum a cerut și Dinu mutarea din oraș și a șters-o la Târgoviște? Și Gena, unde și-a găsit din toată țara asta loc să se stabilească? La Târgoviște, unde era și Dinu. Și cine era toată ziua bună ziua la ea acasă? Dinu. Așa că să mă ierte Dumnezeu. Dar pentru mine e cu ochi și cu sprânceni. Eu pe el îl bănuiesc. O să mă consult eu cu cărțile mele și în privința asta. Să văd ce zice și ele, maică. Dar unde au ieșit fetele amândouă? Le-am văzut acum un ceas plecând cu mașina. S-au dus la biserică. Dar ce le-o fi găsit soră să ducă la biserică în zi de lucru? Pentru tasă. Să dea un acatis pentru reușita lui în alegeri. Așa, ca o atenție. Da, ia uite de mama pe fereastră. Ele sunt, mai cum se cunoaște cât de colo că sunt surori vitrege. A noastră parcă e o căprioară și cealaltă parcă e o oaie. Să știi însă că de când a făcut copilul s-a mai netezit la față, nu? Ei, băi, astea sunt minunile naturii, mai că n-ai văzut? Para pergamută se coace și se frăgezește după ce o culegi. Dragostea face pe om mai frumos. Ce o să fie miza noastră când s-o mărita și o cunoaște și ea tainele? O să fie o splendoare. Minune, mamă! Bun găsit, cucoanelor! Bonjour! Bonjour, fetele mami! E, ce s-au de prin turn? Ia să vă dea maica câte o dulceață de prune verzi. Vai, mamă mare, nu te deranja pentru mine, nu iau nimic. E o dulceață tot de tu ca să nu ne refuzi. Zău, mamă, sunteți așa de tare. Buțe. De când m-am întors acasă, mă țineți ca pe o prințesă. Îmi faceți toate gusturile. Nu mă lăsați să vă ajut la nimic. Lasă fetița mea, că ți-o fi ajungând cât ai muncit când eram săraci. Acum ai și tu dreptul să te odihnești, să te menajezi. Și dacă nu vrei să te menajezi pentru tine, cel puțin trebuie să te menajezi pentru splendoarea aia de copii pe care l-ai. Sunt așa de fericită că-l iubiți. Și de ce să nu-l iubim? Nu e al nostru, al tuturor. Tot ce avem noi azi nu e și al lui? Și tot ce o să aibă el mâine nu o să fie și al nostru. El n-are mititelul decât drăgălășenia. Ne mulțumim și cu atât. Pentru un moment. Mama, hai pe la bucătărie. Că de seară când poți avea masă mare și cu nebunele astea de bucătăreste de la București, nu poți să fii sigură că sunt în stare să facă o masă de alea, știi, ca la noi la provincie. Lasă-ți, rog, că suntem împreună. La ce te gândești, Gena? E ciudat. De adineauri, din clipa când am semnat la tribunal că-ți dau copilul de suflet, simt un gol, o neliniște în inimă. Trebuie să înțelegi că eram datoare să fac asta pentru tine. Și pe urmă e îngrozitor pentru o mamă să trăiască departe de copilul ei. Da. N-am mai putut suporta situația asta. Te înțeleg foarte bine, Miza. Credeam însă că ceea ce era făcut nu se va mai desface. Recunosc că ideea ta a fost ingenioasă și cred că poți fi mulțumită de mine. Eu nu m-am opus. Am făcut tot ce mi-ai cerut. Am mers la tribunal, am iscălit toate hârtiile și iată-te redevenită și oficial mama copilului tău. Sunt de dor fericită. Întâi pentru că mi-am redobândit copilul și în al doilea rând pentru că mi-am descărcat conștiința de o povară dându-ți ție libertatea.
Libertate de care cred că aveai nevoie, mai ales de la un timp încoace. Ce vrei să spui? Crezi că atunci când am fost la Târgoviște să te aduc acasă și l-am găsit pe Dinu la tine, mi-a fost greu să ghicesc de ce te-ai hotărât să te stabilești acolo? Mi-am dat atunci seama că nu am niciun drept să te țin legată de jurământul ce mi-l făcusești. Și atunci m-am hotărât să-mi adopt propriul meu copil. Totuși, în fața lumii, tot eu rămân mama copilului. Și încă o mamă care și-a dat copilul de suflet fără niciun motiv. De-aia m-am hotărât să plec iarăși de acasă. Prezența mea în mijlocul vostru ar fi o provocare continuă. De ce nu spui drept că te-ai hotărât să pleci din cu totul alte motive? Care motive? Ca să te duci după Dinu. Mi se pare de altfel că sunteți de acord. Ce vrei să spui? Că și Dinu s-a vindecat de vechea lui suferință și, așa cum se întâmplă de obicei, s-a amorezat de sora de caritate. Dacă ar fi așa cum spui tu, nu văd ce l-ar împiedica pe Dinu să vină aici. Poate teama de a-și reaminti anumite lucruri, nu? Da, așa cred și eu. Venirea lui aici ar fi fost o dovadă. Singura dovadă că s-a vindecat, că nu te mai iubește. Da. N-a venit. Și nici nu cred să mai vie. Poate că nu s-a putut deplasa. De când și-a luat licența în drept și a intrat în magistratură, nu mai poate fi atât de liber ca pe vremea când era funcționar la poștă. De 8 zile în concediu de vară, așa că... Prea le iei pe toate în tragic. Mai așteaptă. Mai are timp să vină. Dacă ar fi fost să vie, venea din primul ceas. Domnișoare, vă caută un domn. Pe mine? Da, a spus că-l cheamă domnul George Dinu din Târgoviște. Ah, poftește-l. Da. Gena, eu mă retrag ca să nu-l tulbur. Gena. Dinu, ce surpriză. Te așteptai să viu? La început, da. Pe urmă, am crezut că, având ocupații, nevoia de odihnă... Dar când ne-am despărțit la Târgoviște și ți-am făgăduit cu o serviu și iată, m-am ținut de cuvânt. Îți mulțumesc. După ce ai plecat, m-am simțit atât de singur, atât de străin. Și dumneata? Firește, mă obișnuisem să te văd zilnic. În afară de dumneata, nu cunoșteam pe nimeni. Nu mă duceam la nimeni. Gena, o să te rog să-mi răspunzi sincer la o întrebare. Da. La o întrebare cu care am venit pe buze. Familia dumitare știe că ne vedem atât de des la Târgoviște? Firește. De unde au aflat? De la mine. Și ce au zis? Nu știu. Mie nu mi-au spus nimic. Dar dumneata, ce ai spus când m-ai văzut întâi la Târgoviște? Mi-am amintit cum în seara când am venit să cer mâna sorei dumitale acum un an și când mi-a ieșit înainte să-mi spui că nu mă poate primi, am înțeles că totul s-a sfârșit, definitiv, iremediabil. Odată cu averea care intrase în casa dumneavoastră cu 5 minute înaintea mea, mi-am dat seama că dragostea mea a fost aruncată la coș, alături de toate amintirile sărăciei. Și poate că a fost mai bine așa. Am suferit mult, adevărat. Mai ales după ce ați plecat amândouă în străinătate. Orașul mi s-a părut pustiu. Viața mea goală. Și atunci am cerut mutarea. Așa am ajuns la Târgoviște. Și așa am trăit până în clipa când te-am întâlnit și am aflat că te stabilise și acolo. Poate că n-a fost o simplă întâmplare. Cum? Și am venit într-adins, știind că te voi găsi acolo. Ce? Dar vei trebui să-ți mulțumesc, Dinule, pentru tot ce ai făcut pentru mine. Ai fost singurul om care nu te-ai revoltat când ai auzit ce mi se întâmplase. Domnișoară, Gena. Domnișoară cu un flăcău de 4 luni. Și totuși nu pare altceva decât o domnișoară care face pe dădaca unui nepoțel. Oh, dar ce te face să crezi asta? Aerul dumitare copileros, gesturile stângace. Așa e întotdeauna la primul copil. La al doilea o să fiu mai pricepută. Dacă o să mai am un copil. Și de ce nu? Orice rană se poate închide, orice viață se poate reface.
O să uiți, o să te măriți, o să începe viață nouă. Da, da, o să uit, o să mă mărit. Cred că nu o să mă mai mărit niciodată. Cine și-ar lega viața de o ființă de două ori infirmă ca mine? Și chioapă, și cu copii. Vezi că taci. Vezi că nu găsești nimic de spus. Vezi că am dreptate. Vezi, dinule. Vezi că viața mea e zdrobită. Vezi. Vezi. Spune, cine? Cine? Eu, Geno. Tu? Eu, Geno. Tu? Tu? Nu. Nu trebuia să-mi spui asta, dinule. Nu trebuia să-mi arăți că ți-e milă de mine. Tocmai tu, singurul meu prieten. Geno, n-ai dreptate pentru Dumnezeu. Dacă ți-am spus eu, este pentru că așa mi-a dictat inima. Adevărat. E adevărat ce-mi spui. Te-ai mai gândit vreodată că... Sunt așa cum sunt. Și-am avut un copil. Ai avut? Avem. Va fi copilul meu ca și al tău. Doamne, dacă ai ști, dacă ai ști. Aș vrea să vorbesc cu mama ta despre cununie. Da. N-aș vrea să întârzie mult. Ne așteaptă porumbie în piața San Marco, la Veneție. Astă seară ne logodim. Vorbesc eu pentru amândoi. Atunci? Pe de seară. Vii la masă la noi. Sunt mâna, Gena. La revedere și sărutări micuțului. Doamne, ce fericită sunt. Nu-mi vine să cred. Ei? Pe când, domnișoară de onoare, la nunta ta? Trebuie să mă îngrijesc din vreme de toaletă. Domnișoară Miza. Da. Un ofițer vrea să vorbească imediat cu dumneavoastră. Un ofițer? Da. Cum e? Pudrat rău și cu ochelari numai la un ochi. Cici, e cu putință. Poftește-l, poftește-l. Mai, sunt emoționată, Gina, și n-aș vrea să fiu deloc. Ar vrea să par rece, indiferentă. Scoate-ți inima din piept ce-i să-i zbutești. Eu mă duc dincolo să vă las singură. Intră! Miza! Eu sunt! Ah, dumneata, ce surpriză! Plăcută, nu? Mă privești? Nu pot decât să te dau afară din casă sau să te invit să iei loc. Alege! Prefer să iau loc. Mersi, Miza. Am venit, ca să zic așa, într-o vizită oficială. Se vede, nu? Da, numai calul ți mai lipsește. Am venit cu el. Nu cumva l-ai lăsat să aștepte singur în antreu. Poftește-l încoa. E bună. E bună. L-am adus cu mine în oraș. Nu la vizită. Am fost mutat îndărât în garnizoană la cererea mea. Și de ce ai cerut să fii mutat înapoi în garnizoană? Pentru a repara o greșeală care de un an de zile mi-a pasă conștiința mea de om, onoarea mea de militar. Ce vrei să spui? Fii clar, te rog. Am venit să mă însor cu tine. Fără să mă întreb dacă vreau, ce crezi că acum mai sunt fată ca să mai fac ce vrei tu? Adio, băiete. Atunci când mă știai așa cum mă știai, ai fugit de răspundere, domnule locotenent Stamatescu. Pardon, m-a făcut capitan. Da. Miza, am fost un laș. Dar ce crezi că eu? Babaci! Îl bătrân m-a mutat din garnizoană și bătrâna a zis că mă dezmoștenește dacă mă însor cu tine. Acum m-am certat și am plecat de la ei, din cauza ta. Un an de zile am pledat pentru tine. Am vrut chiar să mă împuște, numai așa, ca să le trag o spaimă. Și acum să-i vezi cum umblă după mine să se împace. Chiar dacă te-ai însura cu mine? Mai ales, fiindcă acum ai franci și ei nu-ți găseau alt cusur decât că erai săracă. Așa că, Miza dragă, știi cât te-am iubit. Câte scrisori nu ți-am scris de când am plecat. Și dacă n-ai vrut să-mi scrii nimic despre tine, erai obligată să-mi scrii măcar de copil, de copilul nostru, de copilul meu. Ce te interesa copilul de vreme ce ai plecat înainte să se nască? Ce vorbă e? Tu știi ceva să zică să fie cineva tată? Nu, știu în schimb ceva să zică să fie cineva mamă.
Noroc că s-au găsit alții mai cu inimă care să-mi spuie ce face copilul. Care alții? Nenea Spirac. Cum? Dacă am văzut că tu nu-mi răspunzi nici cât ai stat la Paris, nici cât te-ai întors, i-am scris lui. Îl știam un bun și înțelegător, i-am mărturisit tot, i-am scris că vei naște un copil care e al meu, că nu sunt un laș cum spui tu și că n-aștept decât clipa să pot veni ca să te iau, adică să vă iau. Cum? Tu ai făcut asta? Și încă de când? Și tata, ce ți-a răspuns? I-a răspuns că sunt un om cum se cade și că mititelul e sănătos, că tu mă aștepți. Ce om bun, nenea Spirache! Să-l pui la brățară ca un porbonăr. Va să zic că tata a știut că eu am un copil. Păi cum ai fi vrut să nu știe? Dar unde era să-l ascunzi? Taci, taci! Tu nu știi nimic. De ce plângi? De mila tati. Și cu cine seamănă copil? Vino să-l vezi. Am adus niște chestii pentru el. Și asta pentru tine. Cici. Inelul nostru de nuntă. Jucăreile să-i le dai tu, că pe mine nu mă cunoaște și poate că nici nu mi le primește. O să te recunoască, n-ai grijă. Să vezi ce deștept e. Dacă e al meu, nici nu mă mir. Doamne, nu e aici? A venit un domn avocat. Poftește-l aici. O trimit eu pe mama numai decât. Da. Haide, Gigi, să ieșim pe terasă. Bună ziua. Da. Dar nu e nimeni. Retrag acțiunea ca nefundată. Bună ziua, domnule Procopiu. Taman, vă așteptam. Am venit cu o zi mai devreme pentru că... Nu face nimic. Dacă ni se întâmplă ceea ce trebuie să ni se întâmple, cu o zi mai înainte. Îmi dați voie să vă explic motivele venirii mele? O clipă, să chem și fetele, să audă și ele. Mă rog. Mizo! Mizo! Ce-o să fac? M-ai chemat, mamă? Domnul avocat Procopiu, bine ați venit. Noi vă așteptam mâine. Tocmai spuneam doamnelor că am venit cu o zi mai devreme. Nu trebuie să vă scuzați. Pentru noi legea e lege. Și așa ați fost prea gentil când ne-ați acordat terminul acesta de grație. Vă amintiți că acum o lună de zile am fost pus personal în posesia unui testament? Da. Bun. Bun o fi pentru dumneata. Vreau să vă spun că în timpul pe care vi l-am acordat pentru a vă putea aranja anumite chestiuni familiare care nu mă privesc, am făcut și eu cercetările mele discrete. Ori datorită acestor cercetări am putut afla lucruri foarte interesante pentru dumneavoastră. Pentru noi, interesante. Atât de interesante încât azi am căpătat certitudinea că testamentul care se găsește în păstrarea mea este o mistificare. Este un act fals și prin consecință nul. Nu atunci? Atunci averea rămâne mai departe moștenitorului legal. Adică... Moșteritorul legal este numai Spirac. O fi legal cum zici acolo la mneata la tribunal, dar aici legale suntem noi. Iată de ce m-am grăbit să viu înainte de termen. Prea este bună vestea să vă las să mai așteptați o zi. Îți mulțumesc, domnule Procopiu, dacă ai ști cât bine ne-ai făcut. Nu mi-am făcut decât datoria și sunt mulțumit că lucrurile au ieșit așa. În meseria noastră ne creăm foarte de santitate. Să rămână. La revedere. La revedere. Vine să joc, că vine să joc. Zecele mieu de cupă, sărac. Dar de bani în casă, cu bucurie, pe drum de seară. S-a sculat copilul. Nu că s-a sculat. Tu să nu ne dai nouă lecții. N-avem nicio obligație nici pentru Gena, nici pentru bastardul ei. Bastardul despre care vorbește e copilul meu, auzi? Și? Copilul meu. Cum? Și Gena e o martiră, o sfântă, care era să-și drobească viața pentru fericirea mea. Nu ea a născut copilul la Paris, auzi? Nu ea, eu. Ea mi l-a luat să mi-l crească ca să-mi dure cât am durat. Iată adevărul. Și acum poftim. Mai dă-i afară din casă pe amândoi. Doamne, Dumnezeule, e cu putință. A fost, da, până acum. Dar de azi înainte nu va mai fi.
Mi-am luat copilul în dărâm. De azi înainte e al meu, auzi? Al meu, numai al meu. Mi-e și rușine când mă gândesc cum a fost cu putință să-mi părăsesc copilul atâta timp. Te aud, te văd și parcă tot nu-mi vine a crede că ai fost tu în stare să faci una ca asta. Să te ascunzi tu de mine. Ce era să fac? Mi-era frică de tata. Știam că pe Gina o să o ierte mai ușor decât pe mine, fiindcă era slăbiciunea lui. Iartă-mă, mamă. No, no. Dacă nu pentru mine, măcar pentru nepotul tău, că acum e nepotul tău. Așa e, că acum i-am aflat identitatea. Coniță, plânge copilul. Mânca la urmai ca mare de pui mic să-l mănânce. Mamă, să nu te sperii dacă o să găsești lângă leagănul lui un ofițer. E tatăl copilului și logodnicul meu? Doamne, doamne, dar astea sunt mizerele Parisului. Nu altceva. Hai, mă văzui și străbunică. Vin la maica mare să te pupe miză. Și lasă maica, lasă că o să fie bine. Uite eu și pe Genuța. Bine că ai venit, măicuță, că tocmai e gata și cafeluța. Am eu poftă să te servesc în persoană. Mă duc la bucătărie să-ți o aduc. Vai, mare, dar și... nu te deranja pe mine. Lasă, maică, vai de mine să poate. Hei, Gena, taina noastră s-a sfârșit. Am spus tot. Pentru tot ce ai făcut pentru mine, îți mulțumesc din suflet. Miza, vai, te rog, Miza. Iei bani, maică, ia te uite cum s-a vărsat cafeaua. Mulțumesc. Care va să zică de astea mi-ai fost? Da? Nu vă e rușine să vă fie, să mă păcăliți voi pe mine, să-mi ascundeți adevărul atâta timp. Da, da. Gena, ce bine o să-i pară lui Spirache când a auzit că n-a fost copilul tău. Tata știe. Știe, da. Știe, tata, nu se poate. E singurul care a știut de la început. Afară de noi două. De-aia făcea el pe filozof. I-ați spus voi? Nu, i-a scris Gigi. A mărturisit totul și tata a înțeles că copilul Jenny nu poate să fie decât copilul meu. Auzi, Michelul, și mie să nu-mi spui nimic. Asta n-am să-i iert niciodată. Auzi, să se ferească el de mine, ipocrit. Și mai e ceva ce nu știți. Ce? A fost Dinu adineaur pe aici. S-a logodit cu Gena. Am permis să-l invit astă seară la masă. Și eu l-am poftit pe Gigi. Doi gineri dintr-o dată. Doamne, ce zi. Și alegerile care trebuie să termine dintr-o clipă într-alta. Nevastă de deputat, bogată și de două ori soacră. Și toate astea numai într-o zi. Asta e ce, mamă. Ei, cine, frate, cine? Cine? Mamă, cine e nebun? Cine, frate, cine e nebun? Pe onoarea mea, dacă n-a nebunit subit. Cine, frate? Cine? Tata. Spirache, dar ce a făcut? Adineauri a vorbit, a ținut un discurs. Am înțeles. Mai bine îl făcea Dumnezeu mut. Dar ce-a spus, mai omule, ce-a spus? L-au rugat și pe el să spună două vorbe în fața legătorilor. Și ce crezi că a făcut? Ei, haide, spune! S-a suit în balconul clubului și a început. Fraților, zice, viu în fața voastră pentru prima dată ca să vă rog să mă ascultați. N-am să vă spun, zice, decât două vorbe. Și aceste două vorbe sunt: vă rog să nu mă votați. Doamne, să nu mă votați, zice, fiindcă nu merit, zice, să intru în parlament, zice, pentru că n-am făcut nimic pentru voi, zice, și nici n-am să pot face. Deci ce să vă mint, zice, să înșel buna voastră credință. Și mă rog pe tonul ăsta, dă-i și dă-i și dă-i și dă-i, de credeam că o să nebunesc și eu, că el, ce să vă spui, cred că a nebunit de-a bine. A nebunit, în siguranță. Al minte nu-mi explic. Auzi colo, candidat care să ceară alegătorilor să nu-l voteze. Asta nu s-a mai pomenit de când lumea. S-a făcut de râs, mi-a stricat toată bucuria pe ziua de astăzi. Și ăia, ce au zis? Lumea, alegătorii? Nu știu, mamă, nu știu. Cred că l-au luat la bătaie. Bine. Că n-am mai stat până la urmă. Bine mi-ar părea să-l văd cu capul umflat de cucuie. Să se sature de discurs. Mai pupă el de pusătire. Păi te cred. Care-i prostul ăla să-și dea votul cu Sila? Ce să mă fac? După ce am cheltuit atâta, după ce m-am zbătut atâta să avem și noi o mulțumire, am ajuns de râsul lui. E nemaipomenit, Oh, dacă aș avea o putere, l-aș omorâ, l-aș strânge de gât cu mâinile mele. Hai te-l că bine, tamam la țangă. Aici erați. Ce-ai făcut, nemernicule, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce ne-ai făcut? Ce să fac?
Ți-am făcut gustul și am ținut un discurs. Da. Și nu la câțiva oameni. Cred că erau peste 1000. E admirabil să te vezi ascultat de o mulțime atât de impunătoare. Să-ți dai seama că vorbele tale pătrund dintr-o dată în atâtea urechi, în atâția creieri și poate în atâtea inimi. Mă mir că nu s-au tăvălit pe jos de râs. De ce să se tăvălească? Pentru că le-am vorbit sincer, cinstit, omenește. Nu pentru asta, ci pentru că ai fost ridicul. Pentru că ai făcut ceea ce nimeni, niciun candidat de pe lume n-a îndrăznit să facă până acum. Să ceară să nu fie votat. Fii pe pace, nici n-au să te voteze. Te-ai șters pe bot de deputăție. Șters. Păi asta și vreau. Atunci pentru ce am făcut eu ceea ce am făcut? Pentru ce m-am chinuit și am luptat eu atâta? Ai luptat tu? Ca o leoaică, numai să te văd odată ieșit în rândul anonimilor, să te văd odată cineva. Și iată rezultatul sforțărilor mele. Ai stricat într-o clipă, cu o prostie, cu o nebunie, tot ceea ce noi ceilalți clădisem de atâta timp, cu atâta trudă. Și cu atâta cheltuială. Cheltuială ca să ajung eu deputat? Nu înțeleg. Nu înțelegi, fiindcă nu mai ești în toate mințile. Tu nu vezi cu un gest nesocotit ai distrus atâtea planuri, atâtea speranțe, atâtea visuri. Păi da, dar am și eu planurile mele, speranțele mele, visurile mele. Păi, îmi pare rău că nu se potrivesc cu ale voastre. Am fi fost atât de fericiți. Cunosc eu visurile tale. Să rămâi aici în provincie, să creștem pui de găină, să avem stup de albine. Ei, și ce? N-ar fi bine? Ce poate fi mai bun în viață decât o familie unită? Da. Să vă văd pe toți strânși în jurul meu și să știți că de azi înainte nu vă mai las să vă risipiți. Dacă v-am supărat ca să-mi ajung scopul, să mă iertați. Mai ales Dacia. Și tu, Geno. Da. Pe voi două v-am mâhnit mai mult. Pe tine pentru că te-am lăsat să suferi pentru o vină care nu era a ta și pe tine, Dacia, fiindcă ți-am dat emoții cu testamentul. Cum? Știi și de testament? Păi eu l-am falsificat. Da, nu ca să-ți fac ție rău. Nu, ci ca să-mi pot aduce nepotul în casă, fără certuri, în liniște, așa cum îmi place mie. Mă, Spirache, mă, tu ai fi fost bun de apostol, da, mă. Mă flatez, mamă, soacră. Și este pentru prima oară de când ne cunoaștem. Spirache! Ah, domnul Rădulescu! Spirache! Nini, Spirache! Nini, Spirache, dă-mi voie să te pup! Ai fost piramidal! Imediat după discurs te-am căutat ca să te felicit. Da, și nu te-am mai găsit. Dispăruseși. Am aflat că ești aici și am venit într-o goană. Ai fost extraordinar! Iertați-mă, vă rog, că nu v-am dat nici bună ziua, dar sunt emoționat. Mai rar mi-a fost dat să văd un atât de grandios debut politic. Atâta finețe, atâta tact. Să spui drept, nu mă așteptam la atât din partea unui debutant. Deci, mă rog, știam că ești un om de valoare. Dar mărturisesc, nu știam că ești în același timp și un geniu politic în stare la timp. Să trăiești, Nerespirache! Să ne trăiești! Să vă trăiască! Crezi că discursul Spirache a fost la înălțimea așteptărilor? Le-a depășit, stimate domnule! Discursul maestrului Spirache a fost pur și simplu o lovitură, o bombă căzută în tabăra dușmană, tocmai la momentul oportun. Pentru că, cu tot optimismul meu, trebuie să recunosc că succesul nostru în alegeri era aproape compromis. Rezultatele din județ erau dezastruoase. În schimb, orașul mergea și mai prost. Așa că, până mai adineauri, socoteam lupta pierdută, eșecul definitiv. Și iată că salvarea noastră a venit tocmai de acolo de unde ne așteptam cel mai puțin. De la Spirache. Exact, de la Spirache. Discursul pe care l-a rostit adineauri a avut darul să creeze un curent nemaipomenit. Dar eu nu înțeleg, domnule Rădulescu, cum un discurs prin care oratorul cere alegătorilor să nu-l voteze a putut să aibă un efect absolut contrar. Păi tocmai aici a fost marea harta lui Nenea Spirache, stimată doamnă, cerând alegătorilor să nu-l voteze, spunându-le că nu merită să fie deputat, le-a căpătat încrederea. Iată un om sincer, și-au spus ei, și curentul s-a format imediat.
În noutatea acestui discurs stă marea arta oratorului. Adevărații oameni politici au momente din astea de inspirație subită. Cu asemenea talent, Nene Spirache, merg sigur pe banca ministerială. Ascultă-mă pe mine, care sunt geambași de ministri. Îți mulțumesc, domnule Rădulescu. Și pentru că astăzi trăiesc o zi mare în viața mea, îți fac o făgăduială solemnă. În ziua când voi ajunge și ministru, mă spânzur cu cureaua de la pantalon de cuiul lămpii de la prezidenția de consiliu. S-a venit un fotograf. Da, eu l-am chemat, sigur că da. Ca să avem prima fotografie a lui Nenea Spirache în calitate de deputat. Să rămână să mâine, să ajunsi la mai mare cu Ani Spirache. Da, eu nu mă fotografiez. Să poate cu Ani Spirache, de ce să mă duceți la Julieta la București și să nu ne încurajeați pe noi, artiști locali, care am dat și noi un... Hai, Bine, dar numai pentru voi. Să fim cu toții. Dă-i ceva. Păcat că nu sunt și gineri aici amândoi. Și de asta o știi? Păi parcă nu i-am trimis eu aici pe fiecare la rând. Bravo! Atunci să-i chem și pe ei la poză. Îmi dați voi un moment. Așa. Poftiți dumneavoastră aici. Așa. Da, cu un Spirache la dreapta, așa, Conița în stânga. Da, eu mai de el. Coana mare la mijloc. Da, eu la mijloc, așa. Prima generație. Bun. Acum a doua generație. Da. Dacă îmi permiteți, Duduie. Da. Și dumneavoastră alături. Da. Și eu. Și dumneavoastră, domnule. Da, așa. Bun, așa. Așa, Mata între surioare, bun. Acum a treia generație. De ce, Bal? Tu să stai pe genunchii lui Tactu. Nu vreau de genunchii. De ce nu? Ia te rog, știi? Așa. Bun, un moment. Acum. Cu ochii toți la mine. Da. Cu ochii toți la mine. Dumneata Dudui? Dumneata Dudui? Țin capul. Mai sus. Așa. Gata. Acum. Una, două. Un moment, te rog, domnule fotograf. Da. Cred că e cazul să ne fotografiem și cu portretul lui Tache. Da. Pentru că datorită lui, săracu. E, mă rog, acum. Dă-l jos din cui, Traian, da, și ține-l în braț. Da, du-te. Iar eu să aduc moștenitor. Acum dă-i drumul, drăguță. Iată o familie fericită. E pentru prima dată în viață când regret că sunt celibatar. Așa, ochii la mine. Vă rog un moment. Un moment, vă rog. Una, două, trei. Cu păsărica, că-l minte-l tilpesc. Păsărica? Mersi. Ați ascultat Titanic Vals, adaptare radiofonică după comedia lui Tudor Mușatescu. Distribuția a fost următoarea. Spirache, George Calboreanu, artist al poporului. Dacia, Chiti Gheorghiu Mușatescu. Chiriachița, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Miza, Valeria Gagialov. Gena, Vali Voiculescu. Traian, Mihai Fotino. Decebal, Silvia Chicoș, artistă emerită. Petre Dinu, Radu Berigan, artist al poporului. Stamatescu, Nichia Tanasiu, artist al poporului. Nercea, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit. Procopiu, Ionul Meni. Fotograful, Ionescu Horațiu. Servitoare, Catița Ispas. Crainicul, Horia Șerbănescu.
Regie artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.